Sunt pe Balta Boteni, Boteni 1. Suntem 4 mașini, 20 de lansete. Nu am văzut un țac până la ora asta. Am încercat și la Undița, am încercat și la Umăliga, absolut orice. Nu? Este. Vedem. Adineauri a venit paznicul, ne-a întrebat dacă am prins un pește, am zis că nu am prins niciun pește, adică nu că nu am prins, dar n-am avut niciun țac. A plecat. În fine, nu știu ce să zic. Totuși, la 20 de lansete, câte avem, 4 pescari, mă așteptam să prindă cineva. Mai stau circa o oră, după care le voi strânge și voi pleca. Pe partea altă sunt două mașini pe malul de vis-a-vis, nici acolo nu am văzut să fi prins ceva. În dreapta mea a venit după carască, a văzut că a băgat pe YouTube, a dat după caras, n-a luat niciun caras. În schimb, a dat la undiță. Am luat un bibănel. Voi da din apă un biban în decurs a 8 ore, pe o vreme extraordinar de frumoasă. În fine. Ați luat ceva? Nimic, nimic. Deci, toată balta nu s-a prins un pește. Ne vedem mai târziu. Văd că a început să plece lumea. Este abia ora 1. Plecat de pe baltă. N-a avut nici un țac, nici dâns și din dreapta mea. Mai stau circa o oră și dacă nici într-o oră nu trage, voi pleca. Este ora 2 după masă, voi începe să strâng. Nu am luat niciun pește, nu că nu am luat, nu mi-a tras niciodată, se mai întâmplă, nu știu ce să zic. Apa este foarte rece, se poate și datorită temperaturii scăzute noaptea și ziua e mai caldă, în fine. Nu am văzut niciun țac, am luat un bibănaș, vi l-am arătat. Cei din stânga mea au plecat, cei din dreapta la fel, începe să strângă. Pe partea altă, v-am spus, nu este. Voi mai încerca balta. A venit, mi-a dat bun, dar mă așteptam la să tragă carasul. În fine, asta e. Schimb. Voi mai încerca balta asta. Vă urez fir întins și ne vedem săptămâna care vine.